Dani, Diana și doamna Loredana erau pe terasa fetelor și spunea doamna Loredana că ei doi petrec timp împreună, au ce să facă, dar dumneiei ei nu are treabă. Iar Dani a spus că are pentru că se bagă în toate discuțiile. Și atunci doamna Loredana i-a răspuns că tocmai dacă îi spune o persoană, două, trei trebuie să se ducă și să se culce, ca și cum le dă dreptate celor din scrisori, cu o privire la persoanele din casă. Și Dani a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu că mai primesc scrisori și că mai află una alta. Apoi am descoperit că doamna Loredana are o nemulțumire. Ea a început să povestească ceva și imediat s-a și tăiat sunetul. A spus că pur și simplu de la o întrebare adresată lui Hatige, i-a spus de la ce te-ai luat, lucrurile nu s-au terminat foarte bine. Diana i-a propus doamnei Loredana să petreacă timp împreună cu aceasta și cu Dani și a făcut și o glumă, a spus oricum noi doi nu mai avem prea multe ce să discutăm.